Pacientul era conștient, dar prezenta amnezie retrogradă, deci nu știa ce s-a întâmplat, era dezorientat, nu știa unde se află, nu știa când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Și mai ales nu știa ce s-a întâmplat. Examenul preliminar, că asta am făcut acolo, ne-a arătat un traumatism cranian cu plagă urâtă de tot la nivelul frunții și la mâna dreaptă. Aici, după ce l-am prezentat la camera de primiri, când ne-am mutat de pe targa noastră, pe targa lor, am găsit sânge pe targa noastră. La un control mai atent la lumină, am observat o plagă de 2 cm înjunghiată în regiunea fesieră dreaptă. Plaga de la cap ridică probleme deosebite? Numai la computer tomograf. Îi reprezintă ceva, pentru că nu știa efectiv ce s-a întâmplat, unde este. Cu ce credeți că a fost lovit? Cor contundent clar. Unde a fost găsit? Noi l-am găsit pe autostradă, înconjurat de mai mulți, era poliția acolo, dar din ce ne-au spus, că umbla pe autostradă și l-au găsit niște cetățeni cu mașina.